este casa lui Dumnezeu, cetatea nemuririi. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici vin copiii săraci și orfani, aici vin părinți cu durere, aici vin bătrâni necăjiți și sărmani să simtă-n Iisus mângâiere. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici vin bolnavii și cei disperați, vin cei ce doresc vindecare, vin cei chinuiți de demoni necurați, aici o scăldătoare. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Aici e puterea ce mișcă chiar munți, puterea de la Rusalii, biserica celor întâi născuți, cântându-i osanale. Aici este poarta cerurilor, e calea ce duce în sus. Aici este regele regilor, aici domnește Iisus. Sună vestea cea bună, a înviat Iisus. E sărbătoare strălucitoare, plină de har nespus. Slavă, glorie, Iisus e biruitor. Vinde, cruz, slăvire, cântă la zăr.
Mesager rătăcitor prin lume, sunt călător spre patria de sus. Mi-am pus arfa mea în slujba unui nume, nume înălțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru Să lui când în toată
Iubiți frați și surori, dragi oaspeți ai casei de rugăciune, vă salutăm pe toți cu dragoste în numele scump al Domnului Iisus și vă spunem bun venit în Biserica Pentecostală Gloria în această seară de duminică. Și în seara aceasta, ca întotdeauna, ne-am anulat în numele Domnului Hristos cu speranța că ne vom întâlni cu El, îi vom auzi glasul, ne vom ruga și El ne va asculta și laudele noastre care sunt întotdeauna pentru Împăratul vor fi primite de acela care este Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Lauda mea este pentru Împăratul. Tocmai am cântat împreună cu fanfara și vă aduc aminte că Marele Apostol Pavel în prima sa scrisoare către Timotei a spus: a Împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Împăratul veșnicilor e Domnul Iisus Hristos. El este Împăratul împăraților și Domnul domnilor și am vrea să fie înălțat în această adunare de sărbătoare, în această seară. Am vrea să ne deschidem inimile și să-L primim cu bucurie. Nimeni să nu se întoarcă acasă în urma slujbei din această seară fără Domnul Iisus. Pentru că Biblia spune că cine l-are pe Fiul are viață, are viața veșnică. Iar cine nu l-are pe Fiul lui Dumnezeu este pierdut pentru totdeauna. Îl invit pe fratele păstor Nelu Aliman aici la Ambon și în numele nostru al tuturor să-L roage pe Tatăl Ceresc să privească îndurător înspre noi în seara aceasta, să conducă lucrarea prin Duhul Său cel Sfânt și să binecuvânteze mesajul, cântările, să asculte rugăciunile și Domnul să fie cu noi în seara aceasta într-un mod deosebit. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Această seară, Doamne, primește în umilință pe fiecare dintre noi. Și vrem, Doamne Tată, ca numele Tău să fie înălțat în adunarea aceasta. Vrem ca numele Tău să fie înălțat în cântările noastre. Vrem ca numele Tău să fie înălțat în inimile cele mai împietrite în această zi. Te rog, atinge, Doamne, cu Duhul Tău cel Sfânt fiecare suflet. Și dorim, Doamne, ca toată slava să Ți-o culege în urma acestei lucrări. Binecuvintează biserica din loc, gazdele noastre, binecuvintează slujitorii de aici, binecuvintează fanfara, copiii, tineretul, binecuvintează surorile și frații, binecuvintează oamenii de rugăciune, binecuvintează Aradul nostru. Și ajută-ne, Doamne, ca tot ce se întâmplă aici să facă pentru o clipă să se oprească lauda din ceruri. Pentru că din gura celor pe care i-ai răscumpărat îți primești slava. Am vrea, Doamne, ca în această seară toată slava să fie primită din inimile noastre. Și îți mulțumim pentru onoarea care ne-o faci să fii în mijlocul nostru. Fii glorificat în veci. Amin. Haideți împreună cu toții să cântăm și să Îl lăudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. O, Doamne mare, când privesc eu lumea ce ai creat-o prin al Tău cuvânt. Și fițele
să luați locurile. După cum bine știți, un mare cor bărbătesc va cânta în seara aceasta mai multe cântări pentru slava Domnului. E un cor bărbătesc mare, numeros. E format din coriști, din câteva biserici baptiste și din câteva biserici penticostale. Am căzut de acord ca în seara aceasta acest cor să-L slăvească pe Domnul. Noi să-I ascultăm și să ne bucurăm și împreună cu ei să-L înălțăm pe acela care a primit din partea Tatălui un nume care este mai presus de orice nume. Am vrea ca seara aceasta să fie o seară de har, bucuria să umple sufletele noastre, toți să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune că celor care se smeresc, Domnul le dă har. Și am vrea ca Domnul să dea har coriștilor, Domnul să dea har fanfariștilor, Domnul să dea har vorbitorilor, Domnul să dea har ascultătorilor și să umple Domnul de slavă locul acesta, așa cum a umplut cu slava sa cortul întâlnirii și apoi templul zidit de Solomon pe muntele Moria la Ierusalim, exact în același fel să umple Domnul de slavă locul acesta. Ascultăm în continuare cu bucurie corul bărbătesc, lăudându-L pe Domnul. De fiecare dată când îi voi anunța, vor cânta trei cântări și am vrea ca prin toate cântările Domnul să fie slăvit și sufletele noastre să fie zidite. Amin. Thank you.
Mărit să fie Domnul! Voi face câteva anunțuri și după aceea din nou corul bărbătesc va cânta pentru slava lui Dumnezeu. Mâine, după masă la orele 5, la biroul bisericii, avem programul de consiliere spirituală. Mâine, după masă la orele 19, în sala de la demisolul clădirii, are loc programul tineretului. Marți seara, la orele 18, program special de rugăciune. Apoi joi, de la orele 18, serviciul divin de peste săptămână. Duminica următoare vom avea servicii divine, dimineață între 9 și 12 și după masă începând cu orele 18. Duminica următoare fiind ultima din luna noiembrie, la programul de dimineață avem binecuvântări de copii. Îi rog pe toți aceia, mă refer la părinții care vor aduce copiii duminică la Casa Domnului pentru binecuvântare, să vină mâine cu o copie după certificatul de naștere la birou aici, la consiliere, ca să știm exact câți copii vor fi aduși duminica următoare la Casa Domnului pentru binecuvântare și să ne organizăm cât mai bine. Pe toți cei prezenți, vă invităm să fiți cu noi și la serviciile divine următoare, pentru că și la serviciile care urmează, ca și cel care este în desfășurare, Domnul este prezent. El a spus că dacă doi sau trei se adună numele Lui, va fi în mijlocul lor și noi de fiecare dată suntem de ordinul sutelor, inclusiv joi seara. Și dacă suntem sinceri și cu inimile deschise, avem garanția că Domnul este cu noi. Cu bucurie să ascultăm din nou corul bărbătesc lăudându-L pe Domnul. Suntem în casa Lui. Atunci când am început repetiții, vă fac o mărturisire, o destăinuire, cum spunea fratele Alexa Popovici. Când am vorbit cu toți frații dirijori ce cântări să cântăm, am venit la fratele Tuțu, dirijorul dumneavoastră, și i-am spus: Tuțule, sunt gata cântările, la care el s-a uitat peste, cumva, îmi pare rău, Tuțu, acum nu te super pe mine, sunt cu dragoste. Zice frate Burcă, nu putem, că sunt multe cântări noi și nu le știm. Dar pentru noi facem repetiții ca să le învățăm. Dar noi nu le știm și mă tem că zic, numai să mă ascult, că sunt mai bătrân ca tine. Și atunci a spus, te ascult, frate, în Burcă. Și așa se face că am rămas cu câteva cântări învățate noi, și noi de la dumneavoastră și dumneavoastră de la noi. În seara aceasta vom cânta o cântare pentru slava Domnului, Sufletul Preamărește, scrisă de marele compozitor Donizetti. Este veche de 179 de ani. Știu că nu erați născuți pe vremea aceea. Dorim ca Domnul să vă binecuvinteze pe cei care vor cânta, pe cei care vor asculta. E o cântare nouă, bineînțeles, și dorim ca toată lauda, toată cinstea, toată gloria să fie a Domnului Iisus Hristos. Amin. Ziua, noaptea, mulțumesc.
ziua s-a dus, e târziu și trezgur noapte rămâi. În jurul tău totu-i pustiu și o piatră îți pui căpătă. Furtuni clătinat și valul te împinge spre stânci. În jur mai auzi disperat un vuiet de ape adânci. Continuăm să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Va cânta pentru slava Domnului fanfara Bisericii Gloria o cântare, iar după cântarea de fanfară vom asculta din nou corul bărbătesc.
cum va fi răpirea. Oare când vom fi luați? Doamne, fă să vină ceasul când acasă vom fi chemați. Așteptăm evenimentul când de aici surori și frați vom străbate universul fiind de Duhul transformat. Se va întâmpla. Tu, frate, tu, soră, te vei fi gata, Domnul te va lua. Orice mare întristare peste lume va veni, peste cei ce-or vedea sfinții, cum la cer îi va răpi. Strigă-te și lacrimi multe, chiar prin adunări vor fi. Cei ce vor rămâne în vale, cu amar se vor căi. Răpirea, răpirea, aceasta în curând se va întâmpla. Cei ce au respins pe Domnul și-au glumit mereu râzând, ei vor pierde veșnicia, vor rămâne pe pământ. Este timpul de trezire, și pentru noi să pornim cu zel înainte și vom fi biruitori. Răpirea, răpirea, aceasta în curând se va întâmpla. Răpire, ridicați din dardul sus, nu mai stați în ațipire, vine mirele Iisus, să păstrați cărarea îngustă. Fel de fel, chiar de unii ne acuză, noi să mergem către cer. Răpirea, răpirea,
să vină ceasul, când acasă vom fi din nemați. Am cântat împreună cu fanfara despre marele eveniment pe care îl așteaptă biserica, îl așteaptă miliardele de îngeri din cer. Domnul Iisus Hristos spunea în predica de pe muntele Măslinilor, despre ziua aceea nu știe nimeni, nici ziua, nici ceasul, nici oamenii, nici îngerii din cer, ci numai Tatăl Ceresc. E marele secret al lui Dumnezeu. Apostolului Pavel, Domnul i-a descoperit cum va fi răpirea. Ați fost atenți la versurile care le-am cântat? Oare cum va fi răpirea? Și el spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi la o clipeală de ochi vor fi transformați cei ce vor fi în viață. Atât de târzii sunt vremurile încât s-ar putea ca unii dintre noi să fim în viață la venirea Domnului Iisus. Mă uit în Scriptură și mă uit în jurul meu. Îmi place să urmăresc știrile în fiecare zi și din când în când spun, Doamne, cât de adevărată este Scriptura, cât de aproape este venirea Ta. Și văzând ce se întâmplă aproape de noi și departe de noi, ar trebui să facem ce a spus Domnul Iisus Hristos. Când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, că izbăvirea voastră este aproape. Domnul este la uși. Maranata! Domnul nostru vine! Ești tu gata? Sunt eu pregătit? Nimic nu îl va împiedica pe acela care este atotputernic să vină până pe norii cerului, să ridice din mormintele lumii pe cei care au dormit în el, să îmbrace nemurire pe cei care vor fi în viață și cei înviați împreună cu cei transformați ca niște porumbei, cum spune Isaia, vor zbura spre porumbarul lor. Și după ce vom fi cântat aici, ne vom duce să cântăm în cer. Muzica nu este invenția omului, știți aceasta? Muzica este din cer. Înainte ca omul să fi fost creat, îngerii cântau, stelele scoteau strigăte de bucurie. În cer se cântă, în universul material se cântă. Și noi, copiii Domnului, învățăm să cântăm. Dar credem că după răpire vom primi o capacitate extraordinară de a cânta și de a lăuda pe Domnul. Facă-ne Domnul parte tuturor de răpire. Și după ce avem o viață de laudă și cântăm și îl slăvim pe Domnul aici, să-L glorificăm și în cer. Vom spune unii către alții, acesta este Domnul în care ne-am încrezut. Nu ne vom sătura să-L privim, să ne închinăm înaintea Lui. Să-L slăvim, să zicem împreună cu îngerii, cu făpturile vii, cu bătrânii, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească slava, cinstea și puterea în vecii vecilor. Dar până să ne ducem în cer, să-L slăvim pe Domnul acolo, să continuăm să-L lăudăm aici pe pământ, în valea plângerii, în valea umbrei morții, pe această planetă numită de unii planeta morții, așa este, este planeta morții,
dar noi suntem vii. Hristos ne-a înviat la o viață nouă. Suntem copiii lui Dumnezeu, suntem cetățeni ai cerului, suntem plini de viață. De aceea lăudăm pe Domnul nostru din toată inima și o facem acum prin corul bărbătesc. Jesus, revive.
iubiți frați și surori, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră când spun că toate aceste cântări care au fost cântate pentru slava Domnului au făcut mult bine sufletelor noastre. Suntem aici la o seară specială, la o seară binecuvântată de Domnul. S-a cântat și se va mai cânta, dar acum suntem chemați să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune și aș vrea să prezint înaintea dumneavoastră o motivație pe care o consider specială pentru rugăciunea pe care o vom înălța înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Domnului despre cei care cântă că sunt plăcuți lui Dumnezeu. Și așa este. Eu cred cu tărie că Dumnezeu privește cu plăcere spre locul acesta și spun mărit să fie numele Domnului. Dar mai spun un lucru pe care l-am găsit de altfel în Scriptură. În Cartea Evrei, în capitolul 11 și versetul 6, cuvântul Domnului spune că sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu cei care umblă prin credință. De altfel, este cu neputință, spune Scriptura, așa sunt așezate cuvintele, să fii plăcut Domnului dacă nu umbli prin credință. Pentru aceasta aș vrea să ne rugăm în rugăciunea următoare. Domnul să ne ajute să umblăm prin credință. Abordarea unui creștin asupra vieții acesteia, asupra vieții viitoare, e diferită față de cel care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Abordarea noastră, a celor care suntem membri acestei biserici, a dumneavoastră oaspeții noștri în această seară, este aceasta: privim prin credință la Domnul și de aceea cântăm, de aceea ne rugăm, de aceea predicăm, de aceea trăim așa cum cere Dumnezeu și căutăm o viață sfântă și curată. Și înainte de a ne ruga, aș vrea să aduc înaintea noastră cinci mari avantaje pe care le are viața aceasta trăită prin credință. Am câteva minute la dispoziție pentru că e o seară de cântat și aș vrea să se cânte. Dar am privit la un episod din Scriptură care mie îmi place foarte mult, Evanghelia după Matei, capitolul 9, începând cu versetul 27, cuvântul Domnului ne prezintă doi oameni, doi orbi, într-o situație delicată. Și primul lucru, versetul 27, spune că oamenii aceștia s-au luat după Iisus. Motivați de credință, ei s-au luat după Iisus. Și un avantaj al celor care trăiesc și acționează prin credință este acesta, că umblă după Iisus, că umblă pe drum cu Iisus. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, tot în versetul acesta, că ei au început să strige. Al doilea mare avantaj este că atunci când privești și abordezi viața prin credință în Dumnezeu, vii înaintea lui Dumnezeu cu problema ta, strigi către Domnul din tot ce înseamnă interiorul tău și abordezi problema aceasta a credinței cu toată puterea ta și din tot lăuntul tău. Și asta au făcut și oamenii aceștia. Apoi, al treilea lucru, spune cuvântul Domnului că după ce au strigat către Domnul, Domnul a intrat în casă și ei nu s-au oprit. Au intrat și ei și au venit înaintea Domnului. Al treilea avantaj al trăirii prin credință este că nu dai înapoi. Un om care perseverează, un om care trăiește prin credință, nu dă înapoi, indiferent de situația de viață. Apoi cuvântul Domnului ne spune că Domnul a discutat cu ei și a zis: credeți că pot face lucrul acesta? Și i-au spus: da, Doamne. Un alt avantaj al celor care trăiesc și umblă prin credință este acesta: omul care umblă în felul acesta mărturisește puterea lui Dumnezeu. Și mărturisim și în cântare puterea lui Dumnezeu și o facem de atâtea ori în viața noastră. Și apoi, în final, cuvântul Domnului ne spune că Domnul s-a atins de ei și a spus: facă-vi-se după credința voastră. Cel care trăiește prin credință, cel care abordează viața în felul acesta, primește mântuire. E vorba și de răscumpărarea sufletului, e vorba și de vindecarea trupului și e vorba de salvarea dintr-o situație poate de multe ori grea a vieții noastre, pentru că Dumnezeu intervine. Și Dumnezeu în seara aceasta, mă rog, să dea har și să dea putere pentru fiecare dintre noi. Să înțelegem încă o dată că suntem chemați, ca dincolo de cântare, dincolo de ceea ce facem pentru Domnul, aici, într-o slujbă de biserică, să abordăm viața prin credință, să trăim prin credință și atunci Dumnezeu este acela care dă ajutor. Dar oare se poate face lucrul acesta fără putere de la Dumnezeu? Pentru aceasta aș vrea să ne rugăm, dragii mei, să cerem din toată inima ca Domnul să ne dea ajutorul Lui. Și viața pe care o mai avem de trăit în trupul acesta, să o trăim prin credință, pentru slava lui Dumnezeu și așa cum am cântat în seara aceasta, așteptând clipa aceea când Domnul va veni să ne ducă acasă. Orbii aceștia au căpătat ceea ce au crezut, că vor căpăta venind în fața Domnului. Dacă ești aici și ai o problemă în inima ta, dacă ești aici și încă numele nu ți este scris în cartea vieții din cer,
Dacă ești aici și ești bolnav în trupul tău, roagă-te în această rugăciune. E o seară de cântare și cuvântul Domnului spune că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor, în mijlocul cântărilor. Dar Dumnezeu este acela care răspunde rugăciunii făcute prin credință. Și cred din toată inima că Dumnezeu are har pentru noi chiar în seara aceasta. De aceea roagă-te înaintea Domnului, vină cu problema ta, cere ajutor pentru problema ta, pentru necazul tău, pentru încercarea ta și roagă-L pe Domnul să te ajute să umbli prin credință. Oamenii aceștia, orbii aceștia, au primit ceea ce ei au crezut că vor primi și Dumnezeu s-a atins de ei, Domnul Iisus s-a atins de ei și au fost oameni binecuvântați. Spunea cineva așa de frumos că atunci când crezi, primești de fapt ceea ce tu vezi când te rogi înaintea Domnului și când crezi în ceea ce ai nevoie de la Domnul. Haideți să ne rugăm în sensul acesta. Am cântat, ne rugăm, vom asculta și cuvântul Domnului și cred că Domnul privește spre noi, privește spre lucrarea care se desfășoară aici și un moment în care vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. E un moment în care vrem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și un moment în care să venim înaintea Domnului și să cerem de la El ajutorul. E frumos să cânți. E frumos să lauzi pe Domnul, e frumos să vii la biserică și este de trebuință, dar cel mai frumos este să umbli prin credință, lăudându-L pe Dumnezeu în felul acesta, manifestându-te în felul acesta și atunci se va vedea diferența între cei care, așa cum am spus, abordează viața în felul acesta față de cei care nu-L cunosc pe Domnul și nu fac în așa fel, așa cum fac cei care se închină înaintea lui Dumnezeu și cei care îl cunosc pe Domnul. De aceea, pentru că avem nevoie de brațul Domnului, pentru că avem nevoie de ajutorul Lui, în viața aceasta aș vrea acum să ne rugăm. Și sunt momente foarte importante. Cred din toată inima că Dumnezeu privește spre locul acesta. De aceea roagă-te Lui din toată inima și roagă-te cu credință. Orbii aceștia au fost binecuvântați de Domnul. Vrei să fii binecuvântat de Domnul? Roagă-te pentru problema ta, roagă-te pentru ajutor, roagă-te cu credință înaintea Domnului și facă Domnul în seara aceasta ca tot ceea ce aducem înaintea Lui să primească răsplătire de la El, să primim ajutor de la Domnul și Domnul să se îndure de noi toți. Amin. Vă invit să vă ridicați și să stăm înaintea Domnului într-o rugăciune specială în sensul acesta.
Amin. Vă rog să vă reașezați. Fac două anunțuri și după aceea ascultăm din nou cântări pentru slava lui Dumnezeu. L-am invitat pentru seara aceasta să predice Evanghelia pe fratele păstor Nelu Tuțac, secretarul general al cultului creștin baptist din România. A răspuns cu bucurie invitație pe care am făcut-o, dar aseară în jurul orelor 10 mi-a spus că a apărut o piedică și, într-adevăr, eu știu de ce vorba, e o cauză obiectivă, e un motiv obiectiv și nu poate să vină. Totuși, nu se poate fără predică, la orice serviciu divin trebuie vestită Evanghelia. E frumoasă cântarea, ne place să ascultăm cântări, dar cuvântul își are locul lui. Sigur, mesajul va fi mai scurt. Dacă venea oaspetele, ar fi predicat mai lung. Mesajul va fi mai scurt, dar trebuie să fie și predică. După ce un grup de surori va cânta pentru slava Domnului cântare, va cânta și corul bărbătesc, vom asculta cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum fratele Moise a spus că muzica este de origine divină și muzica este din cer, este adevărat. La nașterea Domnului nostru Iisus Hristos s-a auzit un cor îngeresc, cântând slavă lui Dumnezeu în lucrurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Nu cunoaște melodia adevărată acestei cântări. Abia când vom ajunge acasă la Tata, atunci vom înțelege și vom auzi corul îngeresc. Sunt mulți compozitori care s-au inspirat din Biblie, din Scriptură, făcând cântări frumoase pentru slava Domnului. În seara aceasta vom cânta o cântare frumoasă, veche, de 300 de ani, de marele compozitor Vivaldi, Antonio Vivaldi. El a făcut una din cele mai frumoase opere, poate că vă amintiți, Anotimpurile, primăvara, vara, toamna și iarna. În seara aceasta, pentru slava Domnului, vom cânta această cântare. Primăvara, o să auziți cântând această cântare. E surpriză acum întrucât vom cânta multe cântări în seara aceasta sau cântând în prima audiție la fel și această cântare. Și dorim ca numele Domnului Iisus Hristos, cel mare și sfânt, să fie ridicat la loc de cinste. Aș vrea să mulțumesc din toată inima Bisericii Gloria care ne-a primit și a făcut o sărbătoare frumoasă. Frate Moise, dumneavoastră știți să faceți sărbătoare frumoasă. Recunoaștem asta. Și vă stă bine. Domnul să vă binecuvinteze. Recunoaștem și dorim alese binecuvântări din partea Domnului peste dumneavoastră, familia dumneavoastră, dirijorii dumneavoastră. Vreau să vă spun că ne-am simțit tare bine împreună. Parcă a lucrat Duhul Domnului între noi, așa, dirijori, ne-am înțeles din priviri. N-a trebuit să comentăm nimic. Domnul să-i binecuvinteze pe noi și pe dumneavoastră și pe ei. Amin. În cer și pe pământ, eu-n firi cel de cânt, spre slava Domnului cel sfânt. Natura s-a trezit, din lungul amorțit, la visul împlinit. Plutind pe-ntreaga fire, ea lumii dă de știre, iubirea, iubirea lui Iisus. Deodată se arată și umple lumea toată, frumoasă, frumoasă de nespus. Cine-i tot primăvară, primăvară, primăvară,
sufletnițe așează, Domnul peste noi vechează, viața să ni se lumine, tot cazările se nine, toate pline de iubirea Lui. Prea frumoasă e viața luminoasă cu Domnul Iisus Hristos. În gândurile adine, un dor de veșnicie de Domnul Iisus Hristos. Ca un mugur, ca o floare, înălțăm și noi cântări și cu îngerii lumina mării. În ceas de răsărit, în ceas de
sfințit. Ascultă glasul meu, Iisuse, Domnul meu, în îndurarea ta, să-mi umpli inima cu bunătatea ta. Ai grea și nu fi lumina mea pe cărarea grea, fi a vieții mele stea. Astele credință, în Doamne
Chiar dacă prin apea adânci a fi să trec crucea-n spate, te-ar fi grea, vreau doar să știu că Dumnezeu mă va salva. Atenție și mare respect să ascultăm cuvântul Domnului pe care îl citim din Evanghelia după Luca din capitolul 9. În seara aceasta citim un singur verset biblic, versetul 23 din Luca din capitolul 9. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Amin. Vă rog să vă reașezați.
Am ascultat multe cântări frumoase în seara aceasta și ne-am bucurat ascultându-le. Un poet creștin spune: noi ne bucurăm în cântare, ne bucurăm în rugăciune și ne bucurăm în cuvânt. După ce ne-am bucurat în cântare și în rugăciune, nădăjduiesc să ne bucurăm și de cuvântul lui Dumnezeu. Corul bărbătesc și fanfara au înălțat numele Domnului Iisus și au trimis către inimile noastre mesaje puternice. Și sunt sigur că cele mai multe inimi au fost pătrunse de mesajele acestea. Datoria mea ca propovăditor al Evangheliei acum este să vă chem pe toți la Domnul Iisus, să vă chem la mântuire și să vă sfătuiesc să vă deschideți inimile pentru acela care vrea să intre în viața fiecăruia. Posibil să fie aici prieteni care, văzând atmosfera, ascultând cântările, simțind cercetarea lui Dumnezeu să spună: merită să fii creștin, merită să te pocăiești, merită să-L urmezi pe Domnul Iisus, sunt cântări frumoase, casă de rugăciune frumoasă, e o ambianță foarte plăcută. Și așa este. Dar pentru a-i chema pe cei nemântuiți la Domnul Iisus, folosesc cuvântul pe care l-am citit. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos, care a spus acum 2000 de ani: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și acum întrebarea: cum este la biserică? Cum este pe calea mântuirii? Cântare sau cruce? Cântare, predică și rugăciune? Sau cruce, sau și una și alta? Și cuvântul Domnului ne spune că pe calea mântuirii, pe calea îngustă care duce la cer, creștinul trebuie să meargă purtându-și crucea și trăind o viață de laudă. Creștinul este credinciosul care își poartă propria cruce și îl laudă pe Domnul. Domnul spunea că trebuie să purtăm crucea în fiecare zi. Și se pune întrebarea: e posibil pentru un om limitat în același timp să poarte crucea și să cânte cântări de laudă? Pentru oamenii lumești este de neînțeles. Vreau să vă spun că noi care cântăm în seara aceasta, purtăm crucea și îl lăudăm pe Domnul. Nu o purtăm la gât, nu ne facem semnul crucii, nu avem nici pe ambon, nici deasupra ambonului, nici pe fațada clădirii, dar purtăm crucea. Și Domnul spunea că trebuie să purtăm crucea în fiecare zi. Și în același timp cântă. Creștinul este credinciosul care își poartă crucea cântând. E posibil lucrul acesta? Se poate. Și voi dovedi foarte scurt, dar înainte vreau să lămuresc câteva lucruri. În vremea Domnului Hristos în Imperiul Roman, sclavii și cei care nu aveau cetățenie romană, dacă erau condamnați la moarte, erau executați prin răstignire. Specialiștii spun că moartea prin răstignire este foarte grea. Majoritatea răstigniților stăteau pe crucile lor între 4 și 6 zile. Și viața se scurgea lent din ei. Era chinuitor pentru cineva să moară pe cruce, spun specialiștii. Și atunci pun din nou întrebarea: e posibil să porți crucea și în același timp să cânți cântări de laudă? E posibil. Dar întâi să înțelegem ce este crucea creștină. Ce înseamnă să porți crucea în contextul Noului Testament?
Crucea creștină înseamnă cel puțin trei lucruri. Și vom vedea că e posibil să o purtăm și să cântăm pentru slava lui Dumnezeu. Nu suntem împotriva crucii. Bisericile majoritare, bisericile istorice ne acuză că am fi împotriva crucii. Afirm cu tărie, nu există creștinism fără cruce. Nimeni nu va ajunge în cer fără cruce. Numai că trebuie înțeles corect ce-i crucea și ce înseamnă purtarea crucii. Apostolul Pavel în scrisoarea sa către Corinteni, în prima scrisoare, spune că noi propovăduim crucea. Și spune el, propovăduirea crucii e o nebunie pentru aceia care sunt pe calea pierzării. Dar scrie el în continuare, noi îl propovăduim pe Iisus Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire, pentru neamuri este o nebunie. Dar pentru cei chemați fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Prieteni și frați, în primul rând pentru noi crucea înseamnă Domnul Iisus și jertfa pe care a depus-o pe cruce. Când propovăduim crucea, îl propovăduim pe El și vorbim despre jertfa Lui. Și aceia care cred în jertfa de pe cruce, prin credință devine una cu Domnul Iisus. Și Pavel spune, am fost răscânit împreună cu Hristos și acum trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta înseamnă cruce și purtăm crucea. Îl purtăm pe Domnul Iisus în inimile noastre în fiecare zi. Și dacă îl purtăm pe Domnul Iisus în fiecare zi în inimile noastre, e posibil să purtăm crucea și să cântăm în același timp. Iacov în epistola sa întreabă, este cineva cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Am inimă bună în seara aceasta, chiar dacă sunt foarte obosit. Hristos e în inima mea. Îl predic pe Hristos cel răstignit. Pentru noi este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. E soluția lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. E posibil să porți crucea, să-L porți pe Domnul Iisus Hristos răstignit în inima ta și în același timp să cânti cântări de laudă. Pavel spune în epistola sa către Efeseni, vorbiți între voi cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați din toată inima și aduceți laudă Domnului. Rețineți în primul rând, crucea pentru noi înseamnă Domnul Iisus răstignit pe cruce, jertfa supremă pe care El a depus-o pe crucea de la Golgota. Fără cruce, fără jertfa de pe cruce, nu există mântuire. În al doilea rând, Pavel spune în Galateni 6:14, mă voi lăuda cu crucea lui Hristos, prin care eu am fost răstignit față de lume și lumea a fost răstignită față de mine. După ce l-am primit pe Domnul în inimă și am fost răstignit împreună cu El, continui să cresc spiritual și crucea își face lucrarea în viața mea. Nu-i puțin lucru să fii răstignit față de lume și lumea să fie răstignită față de tine. Asta înseamnă că suntem în lume, dar nu aparținem lumii acesteia. Trăim aici pe planeta morții, dar nu aparținem sistemului acestei lumi. Noi suntem cetățeni ai cerului, cu domiciliul pe pământ, oamenii născuți din nou și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Și crucea își face lucrarea în viața noastră și ne separă de lumea aceasta. E seara aceasta o seară de laudă și s-au cântat cântări frumoase. Vreau să vă spun că oamenii născuți din nou, oamenii care sunt răstigniți
față de lume, nu aduc muzica lumii, cântările lumii în biserică. Noi suntem răstigniți față de lume. Mi-aduc aminte că imediat după anul 90 am botezat o tânără aici, foarte bine pregătită, știa foarte bine și limba engleză. Și când încercam la catecheză să le explic ce este nașterea din nou, mi-a spus: frate, eu înțeleg. Eu vin din lume. Și înainte ca să-L cunosc pe Domnul, îmi plăcea foarte mult muzica din această lume. După ce Domnul m-a născut din nou, nici nu mai pot asculta. Tot ce este în lume, spune apostolul iubirii, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Există o tendință în foarte multe biserici să aducă muzica lumească în adunare. Sunt biserici care încep să semene cu o discotecă. Nu se poate. Am fost răstigniți față de lume. Muzica rock și alte muzici de felul acesta n-au ce căuta în adunarea Dumnezeului celui viu. Avem un patrimoniu muzical binecuvântat. Dumnezeu a chemat oameni, i-a chemat să compună, i-a inspirat și avem mii și mii de cântări. Pentru ce am împrumuta muzica acestei lumi? E Dumnezeu prea sărac? E biserica prea săracă? Nu zicem noi că suntem inspirați de Duhul lui Dumnezeu? Domnul ne inspiră când predicăm, când cântăm, pe unii cheamă să compună versuri, cântări. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru bogăția spirituală pe care o avem, pentru înaintașii noștri, pentru această moștenire extraordinară. Dumnezeu locuie în mijlocul laudelor lui Israel și Dumnezeu locuiește și în mijlocul laudelor poporului său, a bisericii sale răscumpărate prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să binecuvânteze toți cântăreții, coriștii, fanfariștii, surorile, bărbații, și să ne aduce, ajute Domnul să cântăm și să lăudăm, să purtăm crucea cu bucurie și să cântăm, dar să cântăm cântările Domnului. Pentru cei duomnicești există o linie clară de demarcație între cântările duomnicești și cântările lumești. Cântarea de laudă duomnicească trebuie să înmoaie inima și să o deschidă pentru mesajul sfânt. Cântarea lumească stimulează firea pământească. Ori noi am răstignit firea pământească. Am fost răstigniți față de lume și lumea a fost răstignită față de noi. Cântăm cu bucurie. Nu acceptăm orice fel de muzică și nu cântăm orice. Cântăm cântările Domnului. Și oamenii care sunt plini de bucurie, normal să cânte și să laude pe Domnul. În al treilea rând, crucea înseamnă și suferință pentru credință. Și când Domnul a spus: cine voiește să vină după mine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, în mod sigur toți care l-au ascultat s-au gândit la suferința de care vor avea parte dacă se vor decide pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Și știți foarte bine că în primul veac și nu numai, de-a lungul istoriei, foarte mulți au avut parte de suferință și au suferit pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos. Și acum repet întrebarea pe care am mai pus-o. E posibil să porți crucea și să cânți? În Fapte, capitolul 16, citim că Pavel și Cusila erau în temniță la Filipii.
Înainte ca să fie aruncați în temniță, au fost dezbrăcați de hainele lor, bătuți cu nuiele, li s-au pus picioarele în butuci și au fost așezați în celula cea mai grea a temniței. Și Biblia spune că la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă. Sufereau pentru credință și cântau. Și foarte mulți întreabă, de unde atâtea resurse? Cum e posibil cu spatele crăpat de nuiele, cu picioarele strivite de butuci să cânți? Oamenii lui Dumnezeu purtau crucea și cântau. Numai aceia care îl cunosc, pe Iisus Hristos cel răstignit, numai aceia care simt prezența Lui în ei prin Duhul Sfânt, pot să înțeleagă. Cea mai grea cruce în istorie a purtat-o Domnul Iisus Hristos. Urcând Via Dolorosa, a căzut sub greutatea crucii, Simon din Cirena l-a ajutat. Noi îl urmăm pe el. El știe cât de grea este crucea și nu ne lasă să o purtăm singuri. Dar e important să ne decidem, să vrem să ne luăm crucea și să mergem după el, să-l urmăm în fiecare zi. Prieteni și frați care poate vă temeți de prigoană, e posibil cu spatele crăpat de nuiele, cu picioarele strivite de butuci să cânți. După regula lui Iacov, Pavel și Sila aveau inimă bună. Cine are inimă bună să cânte cântări de laudă. Fără îndoială aveau inimă bună. Și cântau pentru că Domnul era cu ei, Domnul era în ei, erau așa de legați și de atașați de Domnul Iisus, că nimeni și nimic nu i-a putut despărți de el. În cazul acela a intervenit Domnul, a cutremurat temeliile temniței, s-au deschis ușile. Și știți ce s-a întâmplat în continuare? Comandantul acelei închisori, temnicerul, a devenit creștin și a fost botezat chiar în noaptea aceea. Din anul 64 până în anul 313 după Hristos, au avut loc 10 valuri de prigoană romană. Milioane au murit pentru credința lor în Domnul Iisus. Au purtat crucea. În toate cele trei moduri pe care le-am prezentat, fiecare martir îl avea pe Hristos cel răstignit în inima lui. Fiecare martir era separat de lume, răstignit față de lume și lumea răstignită față de el. Și fiecare martir a suferit pentru credința lui în Domnul Iisus. Se spune despre Policarp, păstorul bisericii din Smirna, că a murit ca și martir. Avea peste 90 de ani, spun istoricii. Pe vremea împăratului Marc Aureliu a fost condamnat la moarte. Și se spune că la locul de execuție i s-a spus, dacă te lepezi de Hristos, dacă îl blestem pe Hristos, vei fi liber și vei continua să trăiești. Și bătrânul slujitor al Evangheliei a spus, 86 de ani, l-am slujit pe Domnul și nu mi-a făcut decât bine. Cum m-aș putea lepăda de el acum în amurgul vieții mele? Și-au poruncit să fie ars de viu. Și se spune că cei care așteptau moartea au fost nerăbdători pentru că flăcările nu se grăbeau să-i ardă trupul. Un călău a înfipt un pumnal în el, Policarp s-a prăbușit și a ars binecuvântându-l pe Domnul. Nu s-a înspăimântat, n-a avut fața crispată, din motivă le-a spus tuturor, mă bucur să-l onorez pe Domnul meu cu o moarte de martir. Mă bucur să fiu în galeria martirilor creștini, a spus Policarp. Și suferința înseamnă purtarea crucii.
Dar iată că este posibil să suferi, să porți crucea, să fii bătut, să fii executat și să cânți. Istoria spune că primii creștini mergeau în locurile de execuție cu cântări de laudă pe buzele lor. Și am cântat în seara aceasta, cântau ei atunci și spuneau: lauda mea este pentru împăratul. Purtau crucea și supereau pentru regele lor, pentru Domnul lor, pentru Mântuitorul lor, pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Azi ne bucurăm de libertate și mulțumim Domnului pentru aceasta. Nu se știe cât timp vom mai fi liberi, pentru că știm, ne uităm în istorie. Și aproape întotdeauna au fost și persecuții. Când a apărut reforma protestantă în secolul XVI, s-au declanșat persecuții și masacre și au murit sute de mii de oameni. Astăzi, în țările islamice, în țările ateiste și în multe locuri de pe pământ, creștinii sunt persecutați. Se vorbește în ultima vreme foarte mult despre statul islamic, cei care ar vrea să înființeze, să întemeieze un califat. Ei au ocupat teritorii până acum în Irak și în Siria, dar sunt în expansiune. Și se știe că au o ură diabolică împotriva creștinilor. Îi omoară prin decapitare. Dumnezeu îngăduie. Alții poartă o cruce mult mai grea decât cea pe care o purtăm noi. Creștinul este omul mântuit care poartă crucea și poartă crucea în fiecare zi cântând, nu murmurând, nu reproșindu-i lui Dumnezeu. Domnul a fost deschis încă de la început. Nu le-a spus oamenilor: veniți, și le-a promis flori și numai împliniri și numai realizări. Domnul a fost deschis atunci când i-a chemat pe oameni la mântuire și a spus: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Din momentul convertirii și până în momentul plecării la cer, creștinul își poartă propria cruce, care înseamnă în primul rând Hristos răstignit în viața lui. În al doilea rând, răstignit față de lume și lumea răstignită față de el. Și în al treilea rând, suferință pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze! E cineva care voiește să-L urmeze pe Domnul? Te vei bucura și de cântările Domnului, și de cuvânt, și la rugăciune. Dar trebuie să spunem de la început că trebuie să-ți iai crucea. Creștinul este omul credincios, omul mântuit, care își poartă crucea cântând. Pentru că Domnul este cu el, Domnul este în viața lui. Și doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Pe cei nemântuiți, Domnul să-i convingă în seara aceasta să se întoarcă la Dumnezeu cu credință, să accepte condițiile puse de Domnul Iisus, să se lepede de ei înșiși, să-și ia crucea și să-L urmeze pe Domnul în fiecare zi. Iar pe noi care suntem de multă vreme pe calea mântuirii, să ne ajute să continuăm, să călcăm pe urmele Domnului Iisus, să ne purtăm crucea și să ne o ducem cântând, pentru că Domnul este cu noi. Binecuvântat să-i fie numele și să ne ajute să împlinim tot ceea ce este scris, ca apoi să avem parte de toate făgăduințele scrise în Cartea Sfântă. Amin. Haideți acum să ascultăm din nou corul bărbătesc, lăudându-L pe Domnul. Thank you.
Și această cântare se intitulează Apoi apar și zorile și noua lui creație. Acest imn îl glorifică pe Creatorul, pe Dumnezeul care a creat toate lucrurile prin cuvântul Său. Acest imn creștin a fost compus de marele compozitor Haydn. Și dacă veți urmări versetele, versurile, veți înțelege cum a văzut acest geniu muzical creația lui Dumnezeu. O prezintă prin linia melodică și versurile care vorbesc foarte clar despre creație. Chiar dacă am trecut de ora 8, nu mai durează mult slujba din seara aceasta, să ascultăm cu mare atenție, pentru că nu știm când vom mai avea un festival de fanfare, de coruri mixte, de coruri bărbătești, nu știm, ne-am bucurat și mai avem câteva minute și încheiem părtășia din seara aceasta, dacă se poate să nu plecăm până când nu vom încheia cu rugăciune. Yeah.
Urmează ultimul punct muzical din slujba sfântă din seara aceasta. E o cântare care n-a fost pregătită special, surpriză poate pentru unii. O cântare pe care fanfara o va cânta împreună cu corul bărbătesc și poate cu noi, cu toți care compunem adunarea de sărbătoare din seara aceasta. Cântarea se intitulează Ești trudit și în suflet ai durere. Spune lui Iisus, vrei să ai deplină mângâiere? Spune-i lui Iisus, doar lui. Nădăjduiesc să meargă bine și cântarea aceasta, atmosfera este bună, este favorabilă și sunt încredințat că fratele Doru va putea conduce și fanfara și corul bărbătesc și chiar toată adunarea și toate acestea le facem pentru slava Domnului nostru pe care îl iubim, chiar dacă nu l-am văzut, credem în el, chiar dacă nu-l vedem și ne bucurăm în el cu o bucurie negrăită și strălucită. Suflet ai durere, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, vrei să ai deplină mângâiere, spune-i lui Iisus, doar lui, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, nu ai prieten mai bun, în necazuri el îți este frate, spune
Mărit să fie Domnul! Permiteți-mi ca înainte să ne rugăm lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru harul și bucurile din seara aceasta, să vă întreb, v-ați simțit bine în seara aceasta? Eu m-am simțit foarte bine. Și suntem aici copii ai Domnului din biserici baptiste, din biserici penticostale, din biserici adventiste, din biserici ortodoxe, frați și prieteni, cum spunem noi. Suntem în biserici diferite, dar avem extrem de multe lucruri comune. Ceea ce ne leagă este crucea Domnului Hristos. E jertfa Lui de pe cruce. Iisus ne adună în biserica sa, ne-a adus în împărăția sa. Suntem mădulare ale aceluiași trup. De aceea, când fratele Florea, când fratele Doru, când ceilalți dirijori au venit la mine și mi-au spus, ai fi de acord să facem un concert, festival, numiți-l cum vreți, al fanfarelor, apoi a corurilor mixte, apoi a corurilor brăbătești, totdeauna am spus da. Cum să nu fiu de acord? Numai să se cânte muzică duhovnicească, să fie înălțat Domnul Iisus Hristos, lucrarea să zidească inimile și să ne apropie de Domnul. Haideți să-i mulțumim pentru lucrarea aceasta, pentru seara aceasta frumoasă, binecuvântată pentru noi. Și apoi să ne rugăm pentru coriști, să ne rugăm pentru fanfariști, să ne rugăm pentru bisericile reprezentate în locul acesta. Să ne rugăm pentru copiii Domnului de pretutindeni și să facem rugăciunea pe care o face Biserica și Duhul Sfânt. Citim în finalul Apocalipsei. Biserica și Duhul Sfânt zic, vino Doamne Iisuse! Aș vrea să, așa să ne rugăm încât să nu ne deranjăm unii pe alții. Eu să nu stric mai tare decât fratele Florin care este lângă mine, nici cel mai tare decât mine. Noi ne rugăm comun, este practica bisericii penticostale, pentru că noi credem că Domnul are capacitatea să ne asculte pe toți în același timp, cu inimă și cu foc, dar să avem grijă, pentru că Duhul este supus prorocului, spune Biblia, și important este ca inimile noastre să se deschidă, să aducem această jertfă de mulțumire înaintea lui Dumnezeu, rodul buzelor noastre, să fie o jertfă de mulțumire înaintea celui care ne-a creat, ne-a mântuit și prin răpire ne va duce în cer. Haideți să ne plecăm inimile și ființele, să închidem ochii și din toată inima să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru harul și binecuvântările din seara aceasta. Amin.
și harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți în veci. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragii mei, cu ajutorul Domnului am încheiat serviciul divin de cântare, de laudă, de rugăciune, de predicarea cuvântului din seara aceasta. Cei care ați fost în sâmbăta din octombrie, când au cântat corurile mixte reunite, știți că am avut un program mai lung. Dar nimeni nu mi-a reproșat și nu mi-a spus a fost prea lung, de ce a durat atât. În seara aceasta a fost ceva mai scurt decât în sâmbăta aceea, dar a fost la fel de bine, la fel de frumos și ne-am simțit bine în prezența Domnului. Vă rog pe toți să duceți salutul nostru în bisericile dumneavoastră. Salutăm bisericile pentecostale, bisericile baptiste din municipiul Arad, pe cele din județ reprezentate în seara aceasta aici, pe cele din țară, pe cea din Florida, frate Florea, pe toate din America, din Europa, din Australia. Sunt oaspeți pe care nu-i cunoaștem și poate nu i-am observat din diferite locuri. Pe toți vă rugăm să îi salutați pe frate, să salutați bisericile din partea noastră și să le spuneți că le dorim har și pace din partea Mirelui Iisus Hristos, care este aproape să revină. Și spuneți-le că le dorim tuturor și vă dorim și dumneavoastră ca în ziua aceea unică, atunci când se va descoperi taina aceasta lui Dumnezeu, când va veni Domnul Iisus, noi și cei dragi ai noștri să auzim chemarea, să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și să începem să cântăm cântări pe care nu le-am învățat niciodată. Vom primi o astfel de capacitate. Chiar și cei care n-au ureche muzicală în veșnicie vor cânta și vor cânta corect. Vom intra în dimensiunea veșnică, vom fi ca îngerii lui Dumnezeu, vom fi în trupuri duhovnicești ca trupul înviat al Domnului Iisus și va fi așa de bine să fim împreună. Dacă aici așa de bine. Vă aduceți aminte ce a spus Petru pe muntele schimbării la față? Doamne, este bine să fim aici. Fac 3 colibii, una pentru tine, una pentru Moise și pentru Ilie. Dar nu se putea să rămână mereu împreună, trebuia să se despartă. Suntem în lumea care ascultăm de legea spațiului și a timpului. E aproape 3 ore de când suntem aici și trebuie să ne despărțim. La noapte trebuie să ne odihnim, mâine mergem la serviciu, elevii și studenții se duc la școală, așa e pe pământ. Dar dincolo vom fi mereu împreună, nu ne vom despărți niciodată și cel mai important lucru, vom fi cu Domnul și Mântuitorul nostru pentru vecii vecilor. Și în Apocalipsa spune, robii lui îi vor sluji în noua creație. Pentru că în Apocalipsa 21 și 22, Biblia vorbește de o nouă creație, cele vechi s-au dus, cerurile și pământul. De acum vor dispărea toate. Știți foarte bine, nu fac teologia aceasta a sfârșitului. Am văzut un cer nou și un pământ nou, spune Ioan, și acolo vor locui cei mântuiți. Facă-ne Domnul parte tuturor de noua creație și să ne ajute Domnul pentru vecii vecilor să fim împreună cu El în glorie. Amin. Ne despărțim cu pacea Domnului și în timpul eliberării casei de rugăciune, nu știu cine cântă, fanfara cântă. Fanfara cântă și Domnul să fie slăvit pentru toate.